chemări venite din tradiție și legendă au deschis în București, în întreaga țară, sărbătorirea zilei recoltei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul Ion Gheorghe Maurer și alți conducători de partid și de stat au fost cu acest prilej oaspeții țăranilor cooperatori din județul Ilfov. Îndâmpine iubiți conducători cu daruri strămoșești, pâine și sare! Expoziția consacrată în halele obor recoltei anului acesta a oferit un tablou cuprinzător al succeselor agriculturii noastre socialiste în plină dezvoltare. La marele culturi cerealiere, în zootehnie ca și în producția de legume și fructe, agricultura românească a reușit să depășească, asociindu-și știința și tehnica, greutățile acestui an prea puțin generos. Irigațiile, vastă operă inițiată de conducerea partidului și statului nostru, au cunoscut anul acesta și vor cunoaște în viitorul imediat o uriașă extindere, de la care începe sfârșitul atotputernicii climatului. Evident, o sărbătoare a recoltei ar fi lipsită de adevăr, fără parfumul tare al vinurilor românești. În atmosfera de calmă și adâncă bucurie, pe care numai toamna o poți trăi, când pâinea e în hambare și vinul în cube, pe platoul central al Harelor Obor a avut loc o mare adunare populară, prilej pentru gospodărească chibzuială a câte au fost făcute și a sarcinilor care ne stau în față. La adunarea maestrilor recoltei a luat cuvântul tovarășul Nicolae Ceaușescu. Bilanțul acestui an este deosebit de semnificativ, a arătat vorbitorul, și datorită faptului că activitatea în agricultură s-a desfășurat în condiții climaterice nefavorabile. Cu toate acestea, datorită măsurilor luate pentru folosirea intensă a bazei materiale de care dispunem, pentru irigarea unei suprafețe cât mai mari, datorită ajutorului acordat de clasa noastră muncitoare, recolta acestui an este satisfăcătoare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că aceste succese sunt rezultatul direct al victoriei definitive a socialismului în agricultura noastră. În încheiere, vorbitorul a spus: dați-mi voie, tovarăși, să vă doresc să obțineți noi și noi succese în activitatea dumneavoastră. Să nu precupețiți niciun efort pentru a smulge ogoarelor patriei noastre recolte tot mai bogate. Sărbătorirea zilei recoltei s-a continuat într-o atmosferă entuziastă, cu hore și sârbe, cu cântece și strigături și, firește, cu nelipsita periniță. În Oltenia, participanții la ziua recoltei au făcut și au făcut și s-au pomenit poftiți la o nuntă. Mireasa frumoasă și vinul bun să te tot facă mui ca oltean, băi, tată, băi, la vestitul han al haidușilor. Brașovenii au venit la ziua recoltei gătiți ca de parada modei, cu o multinațională și multicoloră cochetărie și cu o sete unanimă. Și dobrojenii au fost de părere că nimic nu-i mai festiv decât o cană de tulburel pișcător de limbă. În vreme ce la Târgu Mureș, dominanta sărbătorii au fost dansurile. Și astfel, stimați spectatori, pentru a rezuma, întreaga Românie a trăit o zi de toamnă bogată în bucurie, pentru că la urma urmei, oamenii muncesc ca să se bucure ei și toți ai lor.